Este o goană după doctorate. Este o tentație de a plagia. Acum să știți că știința este un domeniu destul de exact. Și în momentul în care tu faci o dezvoltare pe un anumit subiect, nu ai cum să nu te folosești de informațiile științifice prealabile, existente. Și asta înseamnă materiale științifice pe care, firește că le folosești, le poți folosi în lucrare, în niște condiții. La mai nou, acum există o lege, o comisie antiplagiat. Știu asta fiindcă nevastă mea face doctoratul acum, chiar îl susține. Și această comisie verifică electronic dacă există materiale luate ca o copiere și pur și simplu inserate. Însă, sunt elemente științifice constante, exacte, comune, care n-au cum să nu fie folosite în lucrări atunci când o lucrare de doctorat nu face decât să dezvolte un domeniu. Eu am făcut în 2003 un doctorat pe un subiect la care prealabil am făcut niște lucrări științifice vis-a-vis de niște osteopatii nutriționale la câini pe vremea respectivă și profesorul m-a rugat să fac un doctorat, am scris și o carte după acest doctorat. Am avut o situație fericită, respectiv un domeniu nou, un domeniu unde am avut cu ce să vin cu contribuții. Însă și eu în lucrarea mea de doctorat am folosit informații prealabile, fiindcă n-ai cum, știința este știință. Important este cum le folosești, important este ca aceste informații să fie integrate în lucrare și nu copiate și inserate ca și capitole separate, chiar dacă uneori structura te obligă să ai niște pași, iar în anumiți pași nu ai ce contribuție să-ți aduci. Este vorba de pașii prealabili, de pașii care discută condițiile inițiale ale studiului și bineînțeles că ele sunt destul de constante. Este util doctoratul din mai multe puncte de vedere. În primul rând că îți creează o altă viziune vis-a-vis de domeniul în care lucrezi, adică îți creează și o poftă să mai studiezi, pe de o parte. Pe de altă parte îți aduce o recunoaștere vis-a-vis de ceea ce ai făcut. Și în al treilea rând, foarte important, este un scop nu administrativ, ci un scop, să spunem așa, o utilitate imediată, respectiv posibilitatea de a preda. De a preda în domeniul tău, acolo unde ți-a adus contribuția și acolo unde contribuția respectivă a contat. Ăsta este motivul pentru care doctorate se vor mai face în continuare, sunt utile. Această comisie antiplagiat sau structura antiplagiat este binevenită și îndemn cei care scriu în continuare doctorate și care doresc să-și mobileze CV-ul cu un doctorat, dar mai mult decât atât, să fii un pic mai atenți, fiindcă tot ceea ce înseamnă riscul de plagiat nu e decât informație științifică pe care poți să o integrezi, nu neapărat să o copiezi și să o inserezi.